să se schimbe vreo doi antrenori ca să revii așa în primul 11. Mulțumesc frumos, sunt bucuros pentru punctele echipei, de asta aveam nevoie în acest moment. Simți așa un val nou față de ceea ce s-a întâmplat, pentru că tu nu prea mai prindeai echipa în mandatele... Da, nu vreau să discut despre asta, nu am început și mă bucur de el. Ai avut o discuție cu Costel Enache, adică o discuție personală în ceea ce privește... Da, am avut câteva discuții pozitive care m-au ajutat să mă motivez și să încerc să-mi revin la o formă bună. Și acum, după această schimbare, ți se pare că echipa e într-adevăr o candidată la promovare? Asta ne dorim cu toți. Important este să nu ne bătăm cu apă rece și să continuăm să muncim săptămâna asta, să mergem la București, să ne întoarcem cele trei puncte. Cred că este pentru prima dată, nu? În anul ăsta, când ești titular, nu? Da, primul meci. E primul meci când sunt în lot. Am înțeles. Și contractul tău până când? Până la final? Mai am 2 ani cu universitate. Am înțeles și probabil că speri acum la ceva mai multe minute, nu? Mai ales după seara asta. Depinde doar de mine. Mulțumesc frumos, mult succes! Și eu vă mulțumesc, stare bună!